Înainte de a pe acest minunat videoclip aș aprecia dacă ați da un ochi acestui minunat server um, Care apropo o să fie și în descriere fraților pentru că de ce nu? Acest server se numește MCTROVICAL.COM Apropo aș vrea să um, vă uitați la mini game-urile care sunt pe aici Sunt diferite uh, creative, kit pvp, factions, um, lobby-ul principal SkyBlock, Prison și alte minigames. games um, mini respective care mai pot fi SkyWars, BedWars, Murder Mystery și unul misterios care s-ar putea să fie parkour. Uh, nu știu sigur, dar uh, dacă ați vrea să aruncați o privire a acestui minunat server, aș fi recunoscutor. Pentru că um, nu știu, îmi place pur și simplu cum arată. Logo-ul acestui server mi se pare foarte, foarte awesome. Și toate construcțiile lui văd că au fost făcute foarte, foarte bine. Adică uitați-vă la tigrul acela gigantic. Și colții lui. pe bine, nu știu, arată chiar foarte awesome. Să-mi spuneți ce credeți despre el. El m-a impresionat cam cel mai mult din acest server. Uh, dar uh, oricum... În afară de tot ce a precizat noi acum, haideți să începem cu minunatul nostru videoclip. Hei, salutare, fraților, și bine am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi um, vreau să fac un lucru puțin special. După cum vedeți aici, avem um, server, un server privat și probabil vă întrebați de ce, ce cauti pe un server privat. Um, exact cum am făcut și mai devreme cu reclama cu Minecraft. Să fac reclame și la acest server privat pentru că vreau să vă arăt uh, să vă ajut pentru cei care nu sunt arene mari, măcar să se bucure de acest server privat acum se poate joina toată lumea pe el este gratis adică o să vă arăt o să vă arăt linkul și era să alunec dar mă rog nu contează uh, tot ce vreau foarte mult uh, să vă mă asculteți cu atenție, Acum, la, de la Story te poți aștepta și la legendare, te poți aștepta și de la lucruri nasoale, dar uh, din, mereu din al doilea acest îți va pica legendară, uitați, deci, a, nu, greșit, asta a fost prima oară când mi-a pica legendară de aici. Um, dar mă rog, fraților, aici, după cum vedeți, sunt niște cărți diferite, care nu cred că le-ați mai văzut până acum. Probabil le-ați văzut, dar le-ați văzut în uh, Clash of Clans, majoritatea dintre ele. Builderul l-ați văzut, sau cel puțin așa cred că e Builderul. Da, Builderul uh, din Clash of Clans, îl vedeți aici. Nu este Mega Knight, îl, uh, builder ul Builderul, așa, nu știu, cred că este conform, că nu, el este builderul prin acest server privat. Efectiv există și un Ice Baby Dragon și Baby Dragonul normal cred că a fost, e să a dat replenish, mi se pare. Oricum, era un dragonel bun. Era un dragonel awesome. De asta să mă uit pe raritate. Că dacă îl văd la epice pe Baby Dragon, înseamnă că a mai rămas. Nu, no, fratilor, Baby Dragon l-a dispărut. Rip, Baby Dragon. Uh, apropo, vreau să folosesc și barbarii în acest match pentru că ei, cred că se multiplică, așa am auzit eu, sau se vor face cu un level mai mare și vor fi mai puternici, probabil de level 13. Uh, racheta... De fapt, haideți să le punem pe toate în aplicare și o să vedeți voi pe parcurs uh, cine face ce. Aici este arena... După cum vedeți, fundalul de aici este foarte, foarte schimbat. Um, bine, nu chiar așa schimbat, adică borderul a rămas același de la arena 11, dar, um, zic, modul de luptă este altfel. Turmsonul poate să spawneze minion, uh, mega minion sau uh, bats. Dintr unul spawnează bats, dintr unul mega minion Uh, mai simplu de atât nu cred că se putea să vă explic uh, Dar el are legendare de level 5 Ce puteți să fac Contra legendarele de level 5 mă rog. Uh, o să punem un baby dragon aici Și un wizard tower Wizard tower-ul este foarte OP pentru că el dă cu poison Dar poison-ul nu rămâne acolo pentru foarte foarte mult timp Și ajută turnul să scadă foarte foarte repede după cum vedeți aici, uh, Baby Dragon este foarte ajutat de către uh, Wizard Tower și cred că acesta o să fie cel mai bun push atunci când o să apară aceste două legendare. Uh, tocmai ce am descoperit că uh, se pare printr-o minune, nu știu cum, dar uh, am văzut pentru prima oară ceva awesome, Osam, uh, că dă Rage, uh, Baby Dragonul, Ice Baby Dragonul, când. La fel ca Lamborghini-ul de asemenea Și nu știu cum se poate compara Ice -ul. Dacă ar da Ice Wizard-ul la fel Ar fi foarte OP Dar ce nu înțeleg eu este de ce Ice Wizard-ul Dă acum doar cu o mână Și este foarte schimbat Adică acum el are barbă Înainte avea doar o mustață așa Și acum animația lui este foarte foarte schimbată Arată mai mișto înainte Bine, costumul lui acum arată foarte bine Dar, nu știu Ziceți-mi în comentarii care vă place mai mult, cel din viața reală sau cel care este în acest server privat. Eu zic că cel din serverul privat nu este chiar așa de awesome pe cum celălalt pentru că el dă doar cu o mână și uh, nu cred că este la fel de uh, OP ca cel normal. Uh. Haideți să dăm și un zap acolo așa că nu avem ce facem, văd acum că barbarii de elită s-au dus pe turn și builderul apropo are puterea să dea lightning pe turn și este foarte foarte OP dar are o viață care se termină foarte foarte repede adică bara lui de viață se termină chiar foarte repede și ceea ce este ciudat este că am primit legendar din Freechest de al doilea slot Ceea ce este foarte ciudat Dar în același timp și bine Mă rog, hai să deschidem și un super Supernatural chest O să deschidem după aceea și un alt chest Sper că nu ne aplică nicio legendară Asta e aproape imposibil, mă rog La Arena 11 e ca pe imposibil, eu știu Apropo, acum O să ne aplică două legendari Din care o să alegem Dar mereu ne pică locul și Mie. Mi-a picat și înainte bandita Mă rog Păi um, cred că o să închid și eu puțin aici episodul Chiar dacă o să fie puțin mai rapid uh, Restul de cărți o să vă las eu să le vedeți ce fac fiecare dintre ele Pentru că uh, dacă fac eu direct episodul Voi nu o să mai fiți așa de încântați de ele Și o să fie cam de prezus Așa că vă las pe voi să descoperiți restul dintre ele. Eu știu ce fac ce fiecare. Uh, nu o să spun, o să vă las în suspans și să vedem um, care dintre legendarele acestea vă place foarte mult. Pecao, Ice Baby Dragon, rochetul care a, efectiv spawnează și goblin, de ce nu? Uh, dragonul, Tombstone-ul care spawnează două lucruri, adică Musca și uh, bats, uh, Wizard Tower graveyard care spawnează minion uh, minion trebuia să mă opresc uh, pentru că nu spawnează minion Hord. ceea ce nu înțeleg este că nu mai există ai spiritul original adică ai spiritul de aici există dar cel original nu mai vedeți nici, niciunul dintre voi și acum aparent este rară ceea ce este ciudat pentru că nu prea merită uh, dacă ar da acel poison cum uh, Sper eu să dea, pentru că arată că am galpe, nu știu și ce poate să dea. Hill, ah da, corect, poate să dea heal. Heal sau poison, habar n-am. Ice golem, care e făcut din elixir, deci, nu știu, probabil, habar n-am. Deci toate, toate au niște abilități awesome, mai ales healerul care uh, poate să-ți dea heal și pe turn, că uh, normal nu-ți dă dea. Da, cum heal acesta chiar dă heal și pe turn am testat-o eu Barbarie uh, Barbarii ăștia, nu știu ce fac Ăștia sunt singurii care nu știu ce fac Și după cum ați văzut, uh, Ice și Electro wizard -ul. Asta, în schimb, nu vreau să vă spun ce este Și celelalte, mă rog Cred că celelalte le știți din Clash of Clans, dar um, ca să facă videoclipul și de 10 minute, o să fac această, am făcut această pauză, nu pauză, Poam, doar să vă explic câteva dintre ele, dar restul, nu știu, v-am spus care sunt ele, dar nu v-am spus ce fac, deci voi va trebui să le descoperiți pe cele care nu știți ce abilitate dau și, păi, cam, Atât pentru episod, nu știu de ce am ales eu să am average elixirul de uh, 5.1, dar aparent am reușit să câștig meciuri cu acest uh, deck. Nu știu, vi-l recomand dacă vreți să-l copiați, chiar dacă este de level foarte mare, adică 9, 5, 6, 6, 5, 5. Deci foarte mult de elixir. în afară de zapul de 2 și tombstone-ul de 1, nimic nu este... Normal. Mă rog. Sper să aveți o zi plăcută, la fel cum am zis și pe live și la revedere.